împărăția am hotărât și au venit cu bucurie. Și mi-au înviorat sufletul, zice cel preanalt. Dar sunt viu și veșnic, zice cel ce este Iisus Hristos, Domnul. Aleluia. Și te sfătuiesc, popor de legământ, să iei aminte în ceas de rugăciune sfatul ce ți-l dau. Aleluia. Căci te-ai cam obișnuit cu vorba, nu mai este mult sau vine Domnul. Și nu-ți mai tresaltă inima, de aceea am împărtășia unii cu alții. De aceea am în unitatea, zice cel preanalt, și în multe corturi. Rugăciunea este scurtă și multe altare sunt dărmate lui Managraet Samaniot Libertofalt. Te sfătuiesc să strângi rândurile într-o vreme ca aceasta, căci te-am lăsat să vezi cu ochii tăi de carne, să simți cu inima și să te cutremuri în duhul, văzându-mi puterea mea de-a lungul și de-a latul pământului. Dar ce vreau să te înștiințez, căci acesta este doar începutul durerilor, zice cel preanalt. Căci mulți m-au părăsit și iată în pieirea lor, în necazul ce l-am lăsat, au strigat, dar mi-am întors fața. Și voi face lucrul acesta în dreptul fiecăruia în parte care nu mai vrea să asculte, care nu mai vrea să se sfințească, care nu mai vrea să trăiască pentru unul singur Iisus Hristos, Domnul. Cel singur înviat din morți strigă în dreptul tău, trezește-te, popor de legământ! Unește-ți inima și sufletul și simte unul cu celălalt. Alergă la durerea unuia, plângi pentru plânsul celuilalt, strigă cel preanalt în ceasul acesta. Și aminte și înțelege căci pământul se va muia greu de apa ce-o las și apoi îl voi cutremura, zice cel preanalt. De sub dărâmături mulți nu vor putea să scoată pe cei dragi inimilor lui Managraet Samaniot Gad. Jale și plâns, zice cel preanalt. Mulți se vor judeca cu mine și mă vor întreba în ceasul acela de ce așa. Și le voi răspunde, din pricina neascultării, pentru că sunt un Dumnezeu gelos și ce este al meu nu vreau să împart cu pământul acesta, strigă cel preanaltrui Manio Triberti Graet. Deschideți mâinile, zice Domnul, deschideți inima, strigă Duhul Sfântului Manio Triberti Graet și caută să înțelegi într-o vreme ca aceasta, că stai în fața unui Dumnezeu gelos, plin de dragoste, dar și un foc mistuitor lui Manio Triberti Graet. Scurt este timpul, declară cel preanalt, când în dragostea mea de Dumnezeu voi intra în corturile acelora ce mă cheamă cu suspine, cu zile de post și rugăciune ca să lucrez, cu semne și minuni care le-am promis, treziri și vindecări, zice cel preanalt. Rui Managraet Samaniot Gad, sunt neschimbat de aceea, zice Domnul, de dragul celui ce încă iubește sufletul tău, popor de legământ. Schimbă-ți mersul, schimbă-ți alergarea, schimbă-ți inima, schimbă-ți gândurile, mijlocește și strigă într-o vreme ca aceasta necontenit, înaintea celui ce poate să-ți dea izbăvirea, Rui Managraet Samaniot Gad. Cei ce sunteți plecați din țară, aveți grijă, zice Domnul, strigați cu durere și căutați să înțelegeți vremea și timpul lucrării mele, căci iată la un semn, unele graniți se vor închide, zice cel preanalt, și mulți vor rămâne departe unii de ceilalți, dar unitatea în Duhul va fi unitatea păcii, va fi înștiințarea prin Duhul Sfânt, zice cel preanalt, va fi păstrarea sufletului pentru mântuire,
Rui Manio Triberti Craiet și veșnicia va da bucuria revederii lui Manio Triberti Hart. Aleluia.